Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero. Sunt Mirona Diaconu și voi fi gazda voastră, iar astăzi discutăm despre un business de cafea. Hipster Coffee este un brand de cafenele din București care s-a născut în urmă cu câțiva ani din pasiunea lui Alexandru Marin pentru cafea. În prezent sunt deschise două cafenele sub brandul Hipster Coffee, dar despre povestea din spatele acestui business și despre ce planuri de dezvoltare are pentru viitor ne va vorbi chiar Alexandru, care este alături de noi. Bun, Alexandru, și îți mulțumesc că ești alături de noi. Hey, bună, Miruna, mulțumesc mult de invitație. Ce stare mult faptul că doriți să aveți un interviu cu noi. Spune-mi, te rog, cum a început Hipster Coffee? Povestea începe undeva prin 2016, spre final, așa. Eram așa puțin enervat de faptul că nu prea se pune preț pe calitatea cafelei în perioada ce eram manager la o locație prin București și m-am hotărât să încep pe cont propriu. Între timp am căutat un spațiu de închiriat cât de cât central și să pot să ofer o cafea de calitate oamenilor. Iar în 2017, pe 1 martie, a început povestea Hipster Coffee. A fost foarte emoționant prima zi de la deschidere. Am oferit cafea gratis oamenilor, le-am povestit despre cafea, am încercat așa să ne facem puțin cunoscuți prin chestia asta. Iar de atunci lucrurile pentru noi au luat o... Bună, așa, foarte mișto pe partea asta de cafea, clienți, parteneriate și ne bucură faptul ăsta că în momentul de față încercăm să ridicăm ștacheta cât mai sus. În prezent știu că ai două cafenele în București. Spune-mi unde sunt acestea. Sigur, una dintre ele este în liceul Basarab, în Mircea Vodă, numărul 16. Iar cealaltă se află la Piața Unirii, numărul 1, lângă magazinul Unirea Shopping Center. Cum a evoluat piața cafelei de specialitate din 2016 și până acum? Știu că atunci nu era foarte dezvoltată sau chiar nu exista o piață a cafelei de specialitate. Iruna, ca să fiu sincer cu tine, oamenii până acum ceva timp au fost, nu aș spune neapărat needucați, dar nu aveau cunoștințele necesare ce înseamnă o cafea de calitate. Și în ultimii ani a avut o explozie foarte mare piața de cafea de specialitate. Așa cum am vorbit în trecut, noi ne prăjim cafeaua singuri în prăjitorie și încercăm să-i dăm un punctaj cât mai mare. Cafeaua de specialitate are un punctaj între 1 și 100. Noi încercăm să atingem acest punctaj cât mai mare. Iar ca și procentual, în fiecare an piața de cafea de specialitate a crescut cu 300%, ceea ce e un pas foarte important pentru oameni să bea o cafea de calitate. Știu că pandemia v-a afectat destul de tare, mai ales că anul 2020 a fost unul foarte dificil pentru sectorul de Horeca. Spune-mi așa, cum s-a resimțit pentru Hipster Coffee? Am avut destul de multe probleme în perioada asta, dar din fericire avem niște parteneri care au înțeles situația și am primit foarte mult ajutor din partea Băncii Transilvania. Țin să o salut și pe Roxana prin acest interviu. Și cu toate cele întâmpinate am reușit cumva să rămânem pe piață și să încercăm să creăm un proiect care să ne ajute pe partea asta de pandemie, în care să nu avem dificultăți cum am avut la începutul pandemiei. Mi-ai spus că ai închis o parte din cafenele pe care le aveai la începutul 2020. Câte au fost închise? În total au fost 4, am rămas cu 2. Am ales să le închidem pentru că zonele respective în care cafenele erau deschise aveau foarte multe clădiri de birouri, școli, licee și efectiv nu își acopereau costurile și am renunțat la ele ca să ne ocupăm de un alt proiect cu partea de online. Ai de gând să le mai deschizi, poate când lucrurile își vor mai reveni la normal? Siguranță, planul nostru era să deschidem până în 2022 undeva la 15-20 de cafenele. Asta vorbim în 2018, dar
pandemia cumva ne-a afectat pe toți și ne-a schimbat planurile. Ne-a făcut să ne dorim mai mult de la noi și să tragem puțin mai tare ca să putem să trecem peste perioada asta grea, că e o perioadă grea pentru toată lumea. Dar cu siguranță, după ce se va termina pandemia, cu siguranță vom mai deschide și alte locații. Cu ce nivel al afacerilor ați închis în 2020? Undeva până în 300.000 de lei. Și care e diferența cu 2019? Destul de substanțială. Da, noi încercând să ne dezvoltăm tot ceea ce am avut în casă din parteneriate și tot ce am vândut clienților noștri, i-am reinvestit. Și încercăm să reinvestim de fiecare dată tot ce producem ca să putem să creștem mai mult și mai mult și mai mult. Și ca procent, care a fost diferența între 2020 și 2019? Procentajul e undeva la 50%. Sunt de Măricel, sunt cum că am închis și două locații. Suntem un caz fericit, pentru că avem colegi din România, colega care din păcate și-au închis ușile pentru clienți și încercăm din ce în ce mai mult să rămânem pe piață și să oferim cât mai multă calitate. Se pierd multe business prin perioada asta și s-au pierdut și sperăm ca toți să ne revenim să fie mai bine. Noi încă ne ținem pe picioare. Ce soluții de supraviețuire ați găsit anul trecut? Am niște parteneri de business foarte mișto și știu și ei situația actuală și cea care a fost. Și din fericire am reușit cumva să ajungem la un numitor comun unde să reducem cheltuielile pe partea de chirie, pe partea de produse furnizate de către furnizori. Am încercat întotdeauna să nu umblăm la calitate și am avut un sprijin foarte bun din partea Băncii Transilvania, unde ne-au ajutat cu comisioane mai mici, întârzierea plăților, pentru că noi avem niște împrumuturi făcute pentru investiții. Și chestiile astea ne-au ajutat. Am încercat așa cât de cât să acoperim costurile și să le scadem pe unde putem noi. Ce așteptări ai de la 2021? Crezi că lucrurile vor începe să-și mai revină, poate la nivelul de dinainte de pandemie? Să fiu sincer, Miruna, nu cred că o să mai fie la fel ca înainte de pandemie. Dar așteptările mele sunt mari de la mine, în primul rând, și de la colegii mei. Și eu consider că anul 2021 o să ne cumva reinventez așa pe toți și pe partea de business și pe partea personală. Și anul 2021 o să fie unul de un nou început din punctul meu de vedere. Și cred că o să fie un an de succes pentru mulți dintre noi, chiar dacă am trecut a fost unul dezastros. Și ce planuri de dezvoltare ai pentru anul acesta? Haideți să vă spun despre planul noastră de dezvoltare. După cum știți, piața de online a crescut foarte mult în ultima perioadă. În momentul actual lucrăm la un site unde avem absolut tot ce ține despre cafea. Cafea de specialitate, cafea de origine, cafea proaspăt prăjită, blenduri. Site-ul se numească hipstercoffee.ro. Acestea sunt valabile și disponibile și în magazin, în cafenele, produsele de pe site? Nu. Okay. Urmează să le implementăm. Vrem prima oară să dăm drumul la partea de online, să primim feedback-ul clienților, că este foarte important, ca de acolo să știm cum continuăm mai departe. După ce terminăm cu partea de online, urmează să mergem puțin pe partea de distribuție, tot ce ține de cafenele, restaurante și, de ce nu, chiar frizerii, barbershop-uri, coafuri, cabinete de avocatură. Încercăm cumva să împingem partea asta de cafea de specialitate și de calitate, cum am făcut despre asta, este vorba calitate, către toate domeniile mai apropiate nouă, să spun așa. Avem un mare atu în privința asta, pentru că noi suntem reprezentanții legali ai Spațiale. Spațiale este o firmă de espressoare din Italia. Firma Spațiale în România activează din 1991. Iar noi avem acoperire națională la tot ce ține pe partea de espresoare, asistență, piese de schimb. Adică venim cu niște lucruri foarte solide să putem să ținem tot business pe partea de online și pe partea de distribuție. Pachet complet. Ca să fiu sincer, eu când am început business-ul Cafeneaua,
am întâmpinat o problemă. Nu puteam să-mi iau tot ce am nevoie pentru cafenea dintr-un singur loc sau de la un singur furnizor sau de pe un singur site. Trebuia cumva să apelez la cel puțin 3, 4, 5 furnizori și unele lucruri să merg să le cumpăr chiar fizic din magazin. Iar chestia asta cumva mi-a pus așa un semn de întrebare mie personal, dacă oamenii ar vrea chestia asta. Înainte să ne apucăm de site online, am făcut așa un mic studiu de piață printre clienții noștri, printre furnizorii noștri, pe alți colegi de cafenele și am întrebat, dom'le, dacă noi venim și vă aducem soluția completă de la pahare, efectiv, pahare to go, cești, lingurițe, zahăr, lapte, espresoare, rejnițe, tot ceea ce ține de o cafenea sau de un restaurant pe partea de băuturi și pe cafele. Cum vă spune ideea? Și am avut un feedback foarte, foarte pozitiv din partea lor. Tocmai asta ne-a și întărit să începem proiectul ăsta. Câți angajați ai în prezent și câți aveai la începutul anului 2020? Nu s-a schimbat numărul. Doi, am reușit să-l ținem în continuare. În anul 2019, ce drept, am avut mai mulți. Lucrurile astea cu pandemia ne-au pus în dificultate. Noi nu ne doream să închidem locațiile, dar așa cum am spus, ca să creștem și să putem să oferim calitate mai departe oamenilor și să ne afirmăm puțin că până la coadă vrem și noi să fim pe piață puțin cunoscuți, trebuia să facem și pasul ăsta, să închidem cafenele, să renunțăm la o parte din angajați. Dar ce am avut în 2020, în timpul pandemiei, cei doi angajați, în continuare avem și acum în 2021. Și nu vrem să renunțăm la ei, urmează să mai angajăm persoane, vrem să mai angajăm undeva la 5 persoane în anul 2021 pentru partea de online și distribuție. Ai de gând să crești numărul cafenelor? La ce număr ți-ai propus să ajungi? Puțin improbabil se întâmplă asta în momentul de față, pentru că situația actuală nu prea îți permite să poți să faci investiții de genul, pentru că pandemia ne-a învățat o chestie. Incertitudine se întâmplă mai departe în timpul pandemiei și nu poți fi sigur de anumite chestii. Cu siguranță, noi încercăm să deschidem următoarele cafenele, dar o să o luăm așa, cu pași puțin mai mici. Cât ai investit pentru planurile de care mi-ai spus, pentru site-ul cu produse de cafea? Am foarte mare noroc pentru că am niște parteneri de afaceri, colaboratori și afiliați foarte, foarte profesioniști. De exemplu, eu sunt partener de afaceri cu firma de pahare Inoaca. Ei au o fabrică foarte mișto de pahare unde efectiv calitatea pe care mi-o oferă ei pot să le ofer clienților mai departe și în proiectul pe care l-am pornit sunt foarte dedicați și alături de mine să le oferim clienților niște produse de o calitate înaltă la niște prețuri foarte mici. De asemenea, avem partea de spațiale. La noi, spațiale se află în România din 1991. Și așa cum v-am spus, avem acoperire națională la tot ce ține pe partea de asistență și chese. Iar de acolo, la fel, am primit foarte mult suport și nu o să am o investiție extraordinar de mare pe părțile astea două. Restul de produse pe care noi le facem, deja avem o fabricuță de cafea unde colaborăm și prăjim cafeaua. Investiția, ca să pot să spun, pe partea de online, nu o depășim mai mult de 20.000 de euro. Ăsta a fost și bugetul propus de la bun început și sperăm să nu îl depășim. Furnizorii pe care o să-i mai avem alături, înțeleg și ei situația actuală și cumva ne ajutăm unii pe alții să acoperim costurile așa cum trebuie. La ce nivel al afacerilor estimez că veți ajunge anul acesta? Sperăm să depășim 1 milion. Ăsta este targetul, sincer. Noi la jumătatea lui martie preconizăm că totul o să fie pus la punct. Avem 4 agenți care o să meargă efectiv la viitorii noștri clienți, noi clienți. Și site-ul online o să încercăm să promovăm atât cât se poate de mult. Pentru că în site-ul online noi nu ne ducem cumva produsele doar către partea de business. Nu o să facem business to business, o să facem efectiv business și cu persoanele fizice. Noi avem în site-ul respectiv niște pachete pentru oameni. Noi o să le oferim acolo, de exemplu, oamenilor un pachet de 150 de lei în care o să primească un moka pot, o să primească un French press, 1 kg de cafea, 100 de pahare,
200 de pliculețe de zahăr, 100 de pliculețe de zahăr brun, o să primească și niște palete, iar noi o să învățăm pe oameni prin niște bloguri, o să facem și niște bloguri, cum să-și prepare cafeaua acasă. Adică o să fim așa apropiați unii de ceilalți prin site pe care le deschidem, pentru că o să le arătăm oamenilor, uite, așa prăjim cafeaua, uite, trebuie lăsată să respire cafeaua, pentru că cafeaua are gaze și în momentul în care o prăjești, trebuie lăsată aproximativ o zi, două, gazul să iasă din ea și să respire, le arătăm cum se râșnește, ei pot să comande cafeaua de la noi, boabe, poate să o comandă râșnită pentru espresso, pentru aeropress, pentru ipric, absolut pentru ce vor ei să o facă. Iar noi încercăm cumva să-i ajutăm să-și facă o cafea exact cum o cumpără de la o cafenea de specialitate sau de la un barista cu skill-uri puțin mai mari. Și cumva nu o să ne concentrăm doar pe partea de business to business, o să ne concentrăm și pe partea de clienți, persoane fizice. Cum vezi piața cafelei de specialitate de acum? Mai este loc de dezvoltare? Siguranță, Milena. Nu este saturată și nu va fi saturată mulți ani de acum înainte, pentru că sunt oameni ca și mine, ca și tine, care vor mai mult de la viață și vor să ofere oamenilor ceva din ceea ce ei trăiesc în momentul de față. Pentru mine e pasiune. Și eu pasiunea o împărtășesc zilnic cu alte câteva sute de persoane zi de zi. Și oamenii au început să înțeleagă faptul că un lucru de calitate, dacă îl faci cu pasiune, poți să-ți oferi o satisfacție mult mai mare. Chiar dacă vorbim doar de o cafea. O cafea, din punctul meu de vedere, e mai mult decât o cafea. E socializare, în primul rând, e vorba de business, e vorba de împărtășirea secretelor, a discuțiilor. Deci o cafea reprezintă mai mult decât o cafea, din punctul meu de vedere. Și piața de specialitate, cu siguranță, este doar la început pe România. Așteptăm să vedem atunci site-ul Hipster Coffee. Îți mulțumesc, Alexandru, că ai fost alături de noi și că ne-ai spus povestea Hipster Coffee. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și urmăriți în continuare Afaceri de la Zero, un proiect Ziarul Financiar susținut de Banca Transilvania.